S-a început, doamnelor și domnilor, bine ați venit. Încerc să scap de un gust de fiere pe care l-am așa, vă povestesc și de ce. Uite ce zice Ciombi, pentru noi ăștia mai săraci când începe. Bă, la șapte începe pentru toată lumea. Se adună lumea mai devreme, dar la ora 19 începe pentru toată lumea. Deci este live, gratuit pentru tot poporul. Nu e pentru săraci și pentru bogați această emisiune și vă mulțumim pentru că ne sunteți alături, vă mulțumim pentru susținere, contează foarte mult. Eu vă spun sincer, dacă nu ar fi această susținere din partea telespectatorilor, m-aș lăsa după fiecare imbecilitate de asta, de exemplu, cum a fost asta cu cna ne-au dat avertisment, iar ăștia de la CNA, pentru că i-am numit pe patronii de la Realitatea Plus, nemernici, sau ceva, mizerabil. mizerabil, păi mizerabil fac pe ăștia, pe Orban, pe Ciolacu, pe Veorica, pe Ponta, pe Iohannis, pe toți în fiecare zi. În fiecare zi le zic mizerabil. Voi vă dați seama ce chestie cu țintă? În fiecare zi le spun mizerabil. Și pentru că i-am făcut pe patronii de la Realitatea Plus mizerabil. De ce? Pentru că i-au ținut pe oameni la muncă, deși în hârtii aceștia figurau un șomaș tehnic, absolut ilegal, da? vine miliția cuvintelor de la CNA și ne dă avertisment. Bă, asta e hărțuire de aia de cea mai joasă speță. Este o, o mizerie incredibilă. Și acum ce cred Că stau să... Știi că, uite, te apuci. Îți pierzi timpul cu toți fraierii planetei. Cu toți ăștia care când au fost ziarici doar au pupat în cur la Adrian Năstase și la toată lumea, adică, bă, mi-e o scârbă, vă spun, am un gust de fiere așa în gură, deci eu sancționez derapaje peste derapaje pe care CNEA nu le sancționează și ar trebui, CNEA n-are absolut nicio problemă cu măcelărirea jurnalismului în, toate, în, în foarte multe dintre posturi, cu derapajele incredibile pe care le fac politicienii la adresa oamenilor, unele posturi la adresa telespectatorilor și mă Deci, adică să dea o chestie, un dicționar, mă, băi, ce ne au? Dați vă rog eu un dicționar, mă, să fie un dicționar de expresii, să știm și noi unde mergem cu metaforele, ce comparații putem face, ce trebuia să le zic la ăștia? Deci niște oameni care au, și-au și -au trimis oamenii în șomaș tehnic ca să fie plătiți de stat cu 75% și i-au chemat la muncă. Cum să-i fi numit obraznici? Cum Rahat ar fi vrut Radu Hergeu de la CNA, da? marele fost jurnalist, să le spun celor de la Realitatea Plus? Le-am zis mizerabil și vome de oameni. Îmi asum, bineînțeles că mi-asum tot ce am spus, dar cum să le fi spus? Hm? N-au -au avut obraz? A? Au călcat legea în picioare și n-au avut obraz? Și cum ar trebui să-i numesc pe acești nenorociți de uh, politicieni care fac în fiecare zi ceea ce fac? Băi, băieții și fetele de la CNA, vedeți că există legislație foarte clară uh, a CEDO și există legi foarte clare. Pentru că în funcție de, de cât de grav e derapajul, răspunsul... Societății, prin media și prin uh, uh, ONG-uri și așa mai departe, trebuie să fie pe măsură. Ăla nu poate să facă cea mai mare nenorocire posibilă în pandemie de pe piața muncii și legislația muncii călcând-o în picioare și eu să-i spun că a fost obraznic. Și de ce este un limbaj injurios, vome de oameni? Care-i treaba cu voma? Voma e ce-mi vine mie acum când am văzut chestia asta. Au să fie avertizat pentru că i-ai făcut pe unii mizerabili și vome de oameni că au încălcat legea în modul ăla, folosind jurnaliștii care erau de, de fapt în 75% în șomaș tehnic acasă, toți au primit hârtii și s-au prezentat la muncă. Mă, cum e asta? Bă, ce, ce lume e asta? Pe ce lume trăim? Știți ce urmează, nu? Că a fost aia cu Teodosie Șpagoveanu, când am zis că pentru treaba cu lingurița ar merita luat de barbă și scos de acolo, mențin această afirmație și am primit avertizment pentru ea. Acum am primit somație pentru asta cu mizerabili. Știți care e următoarea, nu? Orice spun despre un politician sau de... Orice, orice va fi cu amendă. Ca și ai în tenis. E la solbă și cu asta, știi? Să nu te așezi unde trebuie. Să nu te așezi unde trebuie, știi? Mamă, ce tare! N-am luat pe vremea PSD-ului, luăm pe vremea astora. E foarte mișto. Da. Mi se, pare, mi se pare foarte frumos. Da. Acum, pentru că am făcut această introducere și o să mai vorbim un pic și, uh, și mai încolo, uh, dar haideți să discutăm despre o chestiune foarte, foarte importantă, uh, în opinia mea, despre care se discută foarte puțin, în legătură cu care inclusiv CNA-ul face foarte puține... Pentru că acolo sunt doar niște băieți și niște fete, cei mai mulți dintre ei numiți de partide și așa mai departe. Știți cum merge treaba? Știți cum fac partidele, nu? Când se întreabă la o instituție, la o chestie, bă, noi pe cine avem la CNA? Noi pe cine avem acolo? La fel, pe cine avem la Electrica? Pe cine avem nu știu unde? Da? Bă, e, urât, bă. Bă, e urât, bă, e urât, bă. Știți ce e nasol? Că ce ne care ar trebui să facă fix ce facem noi la această emisiune, să uh, se ocupă cu lucruri de astea. Da, foarte urât. Și știți ce îmi pare rău? Îmi pare foarte rău că postul Prima TV și uh, m-a pus pe gânduri un pic treaba asta. Postul Prima TV a refuzat săptămâna trecută să semneze o hârtie prin care avocatul meu s-ar fi oferit uh, voluntar da? deci nu-i costa nimic pe cei de la Prima TV, să acționăm în judecată CNA-ul pentru treaba cu uh, uh, somația pe chestia cu Teodosie și Înțelegeți? Că eu nu pot să urmăresc singur. Prima TV a refuzat să semneze această hârtie, deci eu neavând nicio calitate procesuală, nu pot să merg mai departe. Acum din nou CNA vine și de asta, dar altfel la prima amendă, Cine credeți că plătește? Prostul de pătraru. De ce credeți că plătește? Că scrie în contractul meu că eu răspund de sancțiunile CNA, așa cum e și normal. Îmi asum, bineînțeles, orice fel de lucru spun la emisiune. Bă, e frumos. E frumos de tot. Da. O să ne gândim ce o să facem. Și dacă o să mai facem, vedem. Mai are sens, nu mai are vara, e un sfetnic bun. O să ne gândim. Probabil asta și se și dorește Au văzut cum aprind la chestiile astea Au zis, ia să apăsăm noi inițial acolo Ia să dăm noi niște telefoane Vorbește ăsta cam mult și despre servicii Și despre băieți și despre nu știu ce Ia să facem noi ceva acolo Ia să dăm noi o palmă la rahat cu emisiunea a Nației Bravo băieți, dați înainte Așa, și o să vorbim acum uh, cu domnul Tudor Galoș, consultant uh, în protecția datelor. Salut. Bravo. Salut, 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 mișto introducere, mi-a plăcut mișto, nu? Așa, da, 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 păi da am zis da. cum să te introduc ca să facem repede niște mii de oameni pe recepție Am zis hai că fac chestia asta cu, cu CNA. Da, da. Ce să, războaiele noastre e, și frecușul de rigoare, n-ai ce să faci Asta este peste tot, e poliție, e politică, este miliția cuvintelor S-a inventat acolo la CNA, miliția metaforelor cine zice, înțelegi, dacă e o chestie, este sau nu. Adică nu e ca și cum am zis, bă, futuți morți. înțelegi, să încep cu bă, nu știu ce, la, Nu, care ar fi fost într-adevăr. Nu, bă, ai zis că, e, că unul e mizerabil pentru că face sclavie în felul ăla, adică Ție ți se pare mizerabil deplasat, adică un cuvântul mizerabil, bă, mizerabil. Și când intri undeva și zici, bă, e mizerabil aici, cum era la TVR, de pildă. La TVR era mizerabil peste tot, pe jos, E asta, e un limbaj, în jur? mi se pare genial, da. Bun. Tati, de ce am vrut să, să vorbim și mi se pare foarte interesant? Pe mine m-a impresionat foarte tare cartea Șoșanei Zubov, pe care am, am și recomandat-o aici, cu toate luările ei de poziție, conferințele, le-am urmărit pe toate, am și mărturisit că m-am îndrăgostit de această doamnă extraordinară, de felul în care vorbește. Nu știu, o, o știi, ai văzut-o, nu? Ai. Uh, 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 ai citit cartea asta. Uh, dar nu mă înjur foarte tare, n-am reușit. <laughs> n-am reușit. That. Ok. Da, o știi pe femeie, Ai văzut-o vorbind sau așa sau ceva? Uh, țin minte este... ceva, dar a fost, am fost zilele astea. O să vezi imediat cu ce m-au ocupat zilele astea. Okay, exact okay, cu okay. subiectul discuției. <laughs> da, da, da. Este super femeia. Deci o recomand și vă recomand, doamnelor uh. și domnilor. Este fabuloasă pentru okay. că ea uh, da, zice așa și. Da, și are o idee, are o idee fantastică și ce, bă, noi nu trebuie să abandonăm lupta asta. Eu am tot recomandat înainte să o citesc pe și să o consum, să o prizez pe, pe doamna Șoșana Zubov, am tot recomandat cărți de astea uh, uh, despre uh, 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 zi, uh, minimalism digital, uh, cum să facem să ne ferim de efectele digitalului, de să nu ne mai fure ăștia datele de și cum să ne depărtăm. Iar doamna Zubov, Dita mai profesorul îți dai seama, de 10.000 de ori mai deșteaptă decât mine și mai citită, sociolog, profesor la Harvard. Dar doar atât, da? Deci, nu. Așa, eu stau un orașul cu Universitatea de Petrol și Gaze, deci, ca să ne înțelegem. E, și vine femeia asta și ce, bă, nu mai fiți proști. Adică, am simțit că vorbea cu mine și a zis: Pătrarule, te simt, tu ești de la prost. <gătru> și mi-a zis, bă, nu. Trebuie, din contră, să luptăm pentru a sancționa aceste corporații și pentru a reglementa lucrurile, pentru a introduce legi, pentru a face. Totul astfel încât să ne protejăm. Dar nu să ne protejăm prin închiderea internetului, prin uh, ascunderea IP-ului, prin, uh, domne, nu mai folosești mai mult de două ore pe zi, când ai venit acasă, ți-ai închis telefonul, când nu știu ce... adică toate chestiile astea care practic te, te separau cu totul de. De locurile unde se întâmplă tot în, în ziua de azi. Pentru că te fereai. Nu e asta soluția. Soluția este să mergem să punem suficientă presiune pe autorități. Și GDPR-ul este o astfel de primă măsură, ok, astfel încât să fim protejați non-stop și aceste corporații, gen Google, Facebook și așa mai departe, să nu mai poată să. Ne ia datele și să le folosească practic împotriva noastră, determinându-ne comportamentul Că asta, asta, asta e marea problemă cu care uh -huh. se confruntă cu omenirea Acu, te rog pe tine uh, Ai punctat foarte bine Lumea nu înțelege și știi, știi unde se rupe filmul? Pentru că lumea nu înțelege Dom'le, cum da, dacă eu îmi dau, nu știu, zic la Facebook că am fost la biliard, să zicem Cum naiba folosește Facebook informația asta împotriva mea? Bun. Și acum o să explic puțin magia pe înțelesul tuturor. ăla. Uh, hai să spun o întrebare. Când alegi un parfum, cum îl alegi? Bă, nu-mi plac parfumurile. Întreabă-mă altceva. Uh, uh, nu, nu o îmi plac, mașină. Nu dau, o, o, Un telefon. Așa. A, un telefon. Cum okay. îl aleg? Bă, la că eu scu ăștia cu pă, astea, cu mărul, cu nu știu ce, cu ei pe de când hău și zic, bă, iau o chestie să fie bună, eventual să nu mă rupă la bani și, na, cel mai bun raport calitate-preț, dar dacă eu cum am nevoie, eu am nevoie uh -huh. de ceva mai bun, chiar dacă îi mai spun, pentru că eu câștig bani cu chestia asta și atunci ea trebuie exact. să-și scoată bani. Hmm. În general, lumea, deci dacă îi întreb și inclusiv pe tine, domne, cum ai ajuns la iPhone, nu o să-ți prea pentru că, na, nu e cel mai bun telefon, nu, e, nu are ecranul cel mai bun, nu e cea mai bună tehnologie, nu are cele mai bune aplicații și tot așa. Ideea este că decizia de obicei e luată în subconștient și nu poți să-ți o explici. De se numește subconștient că nu-l accesezi, da? Visul dintotdeauna a marketerilor a fost să poată să manipuleze subconștientul. Se numește customer motives. Și în marketing se făceau acele studii, domnule, de ce folosești, cum folosește, exact ca să înțeleagă mai bine cum funcționează mintea consumatorului, da? Gândește-te că algoritmii ăștia pe care îi folosesc Facebook, derivate gen Cambridge Analytica, etc., Ești capabil să afle informații adunând toate aceste date Din ce faci tu? Cum umbli pe stradă? Uh, unde ai mers? Cât ai stat? Cu cine te-ai împrietenit? Uite, să zicem imaginea noastră da? Un, un, o aplicație, un scanner de ăsta, scanner, o aplicație de analiză a fotografiei Vede pe fața ta și pe fața mea cât suntem de fericiți, uh, cât suntem de veseli Cam ce vârstă avem, dacă avem boli când ne mișcăm în gura, etc. Dar toate chestiile astea se adaugă în profilul nostru, se generează așa numitele, așa numiți indicatori psihometrici Gen IQ, EQ, adică inteligență emoțională, agresivitate, controlul agresivității, emotivitate, controlul emotivității și așa mai departe Indicatori din scara Mayer-Briggs toate chestiile astea, dacă știi toate treburile astea despre o persoană, e foarte ușor să o manipulezi Inclusiv un om foarte inteligent De ce? Că livrezi punctual acel conținut care îi dă un trigger emoțional da? Să zicem, ție, românilor, de exemplu, ne este foarte frică de, ca copiii noștri să pățească ceva În vest, tu n-ai chestia asta, dar noi, având o mortalitate mare în România infantilă, ne e frică ca copiii noștri să pățească ceva Și începe să-ți livreze reclame Domnule, să nu-ți moară copilul, medicamente care să salveze, mă rog, nu direct să nu-ți moară copilul, dar să zicem niște produse care îmbunătățesc viața copilului, la aia cu bioeco, nu știu cum, care nu vor să audă de medicamente, le livrează rădăcini, etc. și restul prostilor și asta este. Conținutul pe care îl consumă, care și asta, dacă ei consumă acel conținut, se adaugă la așa numitul cub de date, ca așa se numește în Big Data, Data Cube, care are foarte multe dimensiuni și ideea este că Algoritmii calculează tot timpul genul ăsta de indicator. Și atunci, de exemplu, care este pericolul? Adunând toate aceste date, tu le poți folosi, de exemplu, ok, vinzi un produs care nu te-ai fi așteptat să-l vinzi, doamne, îl vinzi ca porcul și zici, băi, ce treabă bună am făcut. Problema este când zici, a, uite, o mișcare nouă. Ce mișcare este? Ultranaționalistă. Ce Să zicem independența Ploieștiului. Domnule, separăm Ploieștiul de România. Republica ploiești se înființează mâine pentru Pleșteni. S-au mai îmbătat niște oameni odată și au da. făcut-o. Da. Da, la la obeție da. a fost. Înțeleg? Toată lumea vorbește da. despre Republica de la ploiești. aia A fost o chestie. S-au îmbătat. Unii da. au ieșit pe stradă și au zis că. E, să Iată. mai putem. Ne mai putem ai îmbăta odată. Ai istorie. Da. Bun. Ai istorie. Și se identifică cine ar fi, ăia care chiar ar visa la așa ceva, cine ar putea fi un lider și încep să curgă mesajele. Și începe ușor. O săptămână, încă o săptămână. Și tot așa să curgă. Și, un, într-un final, te trezești că în 2-3 ani nu ia puțin, dar e răptare. Ai un nucleu care dorește să. Independența proiectului față de restul României, să zicem, da? Dintr-o dată. Și nu înțelegi cum naiba a apărut. Da? Uh, similar ce s-a întâmplat, de exemplu, la Ditrău, unde uh, cetățenii de acolo au consumat conținut care venea pe televiziunile maghiare, dar n-au consumat doar acel conținut, au consumat conținutul în special pe rețele sociale. Asta nu se spune că dacă analizăm traficul de acolo, o să vedem cam ce dezastru e. Bă, nu la mea. Și ți se livrează genul ăsta de conținut și încep să te radicalizezi, încep să te înfuri, încep să o iei pe 5G, încep să o iei pe uh, nu există COVID, încep să iei că termometrele la scriu numărul diavolului pe cap. Și asta este, de fapt, mare pericol. E, dacă tu implementezi corect GDPR și începi să-i amendezi pe ăștia care consumă datele, e ca și cum le tai benzină Domne nu mai au pe ce să facă aceste calcule Datele alea se schimbă, nu mai sunt actuale dacă tu nu mai livrezi date către cubul lor de date, nu mai funcționează algoritmul Dar începe să dea rateuri să-ți livreze conținut tâmpit De fapt, despre asta este vorba Drepturile acestea ale oamenilor, că de fapt GDPR nu e construit așa o pica din cer. Este construit pe unul dintre cele mai importante articole din drepturile europene ale omului, Convinția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 8, Dreptul la Intimitate, care spune, în primul rând, că domiciliul tău este o chestie inviolabilă. De exemplu, nimeni nu poate să facă fotografii în domiciliul tău dacă nu îi dai acceptul, și, doi, uh, intimitatea o chestie care ține de context. Și asta puțină lume înțelege. Știi, chestia cu spațiul public. Uite, exact asta. GOM spune așa, atunci e de bine dacă sunt sărac. Pot să-mi recomand ei orice, nu-mi permis și gata. Nu, GO, este greșit un astfel de punct de vedere și eu ți explic foarte repede de ce după mintea mea, Alpoi las pe Tudor care e mult mai uh -huh. uh, uh, învățat în treaba asta. Este, este fix ce spune Geo, cum spuneau jurnaliștii cărora li se văd tresele când era vorba cu ascultările de la SRI. Jurnaliștii ăștia care mai au un salariu din altă parte da, vin și zic Băi, și ce dacă ne ascultă? Dacă ce avem de ascuns? Că eu n-am nimic de ascuns. Nu! Nu asta e discuția. Poți să n-ai nimic de ascuns. Ideea e că tu decizi ce știu ceilalți despre tine. Da, este, este simplu, sunt datele tale și informațiile tale. Dar la fel și tu, Geo, poți să fii sărac, lipit, nu contează. Ideea e că ei nu trebuie să te exploateze în niciun fel. Și mai mult, sărăcie e cel mai ușor de exploatat, pentru că îi convingi pe oameni să ia niște lucruri pe care, într-un mod normal, nu și le-ar lua niciodată. Și aici vorbim de niște achiziții incredibile pe care dincolo la lasă iPhone-ul. eu văd doamne în care își cumpără și bagă niște rate fantastice la mașini, și cumpără electronice în toată casa. Am văzut pe cineva care are un apartament absolut odios, dar mizerabil, <laughs> să fim da, condamnați da, la cineva, da. da. și care și-a luat un LED TV de la Samsung. De la mare, adică sănătos, băgat niște mii de lei în el, ca să cred că e peste 1000 de euro. Și da, și-a luat credit, s-a împrumutat, să, dar a trebuit să-l da? E, asta este marele pericol, când în acel moment începe să-ți curgă informația și te simți da, dar trebuie să fiu de succes, nu pot să-mi stric ochii pe un televizor de la vechi de 10 ani Aici este marea ma problemă și gândește-te, aici sunt decizii comerciale, banii vin și pleacă În momentul când e o decizie care impactează viața copilului tău, gen o decizie cu cine mă duc și pe cine aleg la alegeri și pe cine aleg local, dacă mă duc sau nu la alegeri Aia e chestia care doare foarte tare. În acel moment începe cu adevărat să, să, să doară și uh, chestia asta se devine fantastic de periculoasă. Și uite, odată o un senator american, un exemplu, care e puterea Facebook? Să zicem, Facebook știe la un moment dat și asta e o chestie simplă, da? Deci asta este super simplă. Nu e nimic complicat, cum am zis mai devreme, la uh, chestii psihologice. Tu știi cam care ți se alegătorii și Facebook știe cam care s-a alegătorii, să zicem, PSD și PNL, da? Bun. În ziua alegerilor. Facebook zice așa uh, Voi transmite mesajul ieșiți la vot doar alegătorilor PSD sau doar alegătorilor PNL Chestia asta îți dă din start un plus de 1%-2% E destul cât să răstoarne o chestie de e atât de periculos, de e așa de important GDPR-ul și de este important uh, aceste drepturi Pentru că pe ceea ce nu înțelegem, că exact ăsta e discursul, ai mă ce am eu de ascuns Problema e că pentru aceste drepturi au murit niște oameni, cu 70 de ani deja le-au le -au trecut, de la fondarea Uniunii Europene, și uh, au murit pentru că au înțeles că oamenii trebuie să aibă niște drepturi. Acest drept la intimitate este foarte important. Și de ce e în Europa mai mult ca în America? Pentru că am avut cele mai draconice regimuri comuniste. România și Germania de Est, cu securitatea și stazii care îți încălcau intimitatea, viața de familie, tot, 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 tot obligativitatea aia de a avea copii, etc. Și îți încălcau drepturile și brusc când au venit și aceste țări, plus Germania, în Europa, au înțeles această importanță a drepturilor oamenilor, inclusiv acest drept la intimitate. De GDPR e atât de dur considerat, pentru că trebuie să găsim o cale să oprim genul ăsta de comportamente invazive în viețile oamenilor. Da, am câteva întrebări foarte interesante de la uh, uh, oamenii care ne urmăresc și o să ți le propun. De pildă, Florin la fel cumva propune ce am zis eu la început, cum să ne ferim, știi? Dar cred că nu asta e discuția. Dacă intrați da. de pe Tails, folosiți un VPN puternic, nu vă poate urmări nimeni. La fel, dacă noi facem asta și ei vin și mai puternic peste noi și e așa, e ca și cum ne jucăm de aia hoții și vardiști, știi? Nu da. n -are, n -are, n are nicio treabă, nu? E adevărat? Da, nu are. Adică, pe bune, visăm la libertate. Oamenii au murit pentru libertate, că mai văd un comentariu foarte frumos de chestia asta, da. Oamenii au murit pentru libertate. Hai să avem această libertate, nu să fim invers, adică să ne ferim de ei. asta făceam serios pe vremea comunismului, nu ne feream de ea să nu vadă că să nu ne audă că ascultăm Europa liberă, aveam grijă ce vorbim la telefon, că toate telefoanele erau urmărite. Nu asta e scopul. Am trăit chestia asta, nu mai vrem să mai trăim. Hai da. să putem să vorbim liber, să putem să ne exprimăm opiniile liber, bineînțeles, răspunzând pentru ele, nu să, să existe un Big Brother care tot timpul analizează ceea ce face. Adică, da. De ce să utilizăm adblock și etc., anti trecăre E invers. Hai să oprim trecărele de la, da, 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 de să la nu, fabrica să oprim, lor să ne, Da, de ce da. Să, le, să nu le mai aibă ei? Uh, uite aici foarte interesant o chestie, multora probabil li s-a întâmplat Cum se explică faptul că atunci când te gândești că ai vrea o canapea nouă, fără să cauți pe net, discuți doar în casă despre asta, imediat pe Facebook primești doar anunțuri despre canapele E greu de răspuns, deoarece încă nu s-a dovedit faptul că ăștia poate să asculte clipurile, audio streamuri care vin din telefon Însă, e o chestie interesantă Dacă intrați la Google pe zona de setări de privacy o să găsiți acolo cam toate informațiile pe care Google le-a colectat despre voi Printre aceste informații, și asta este scary cu adevărat, o să găsiți niște clipuri audio Pentru că, de exemplu, dacă aveți Google-ul instalat și în special Google Voice-ul instalat pe uh, telefon Ala din când în când se declanșează în funcție de ce cuvinte aude telefonul Se declanșează, înregistrează un clip și clipul este trimis la Google Accidental, cum îi zic eu, da? Deci, accidental. Merită să încercați chestia asta, o să vedeți la Google, deci, da? Zim, zim, zim. Deci, cum, cum, cum intru? Deci, ce trebuie să fac? Învață? Uh, cred că google.com/privacy. A ultima Așa. oară am făcut cu ceva timp, între timp am dezactivat toate chestiile astea. Așa. Uh, e un privacy dashboard și, practic, uh, uite, acum aici este Google uh, Și. Cum cred Google. Da, 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 da. Transparența datelor ar trebui să fie. Uh, așa. Da, uite, la Google assistant teoretic ar trebui să fie uh, chestia asta. Uh, nu am acum, uh, uh, okay. mai data Google. Așa, get a summary of your data in your google account. Prezentare generală, securitate, confidențialitate pentru familii, principii. Centru pentru uh, siguranță este. Da, Google Dashboard, stai Google, așa. așa, Google Account. A, My Account Google, da. Manager Data, deci te duci pe myaccount.google.com, scris împreună uh. My Account. Da. Uh, manager Data and. Uh, Așa, manager, data and personalization ar trebui să fie. Are un. Uh, uh, stai, așa că eu l-am uh, pe română. Stai un pic. Așa. Să punem amprenta, că are și cu amprenta. îți îți, Așa. Ok. Așa și pe pe, pe aici, Așa. O mai schimba și, văd, multe treburi. Pe pe schimbă aici. mereu mă, ca să nu găsești. Informații da. personale, date și personalizare, securitate, persoane și afișarea informațiilor plus și abonamente. Uh, stai așa. Uh, Confidențialitate Google și personalizare. Ok. Că e foarte, mi se pare foarte A, interesant da. să le spunem oamenilor. Mygoogle.com/slash-dashboard. așa. Da. My Google Myaccount.google.com/dashboard. Și aici o să te lasă să descași toate datele, dar o să vezi toate activitățile tale, inclusiv ce ai încărcat, cam tot ce ai folosit. Și pe tot aici. cu porno, cu aceea, cu toată treaba, da? Da, dacă -ai, nu ți-ai pus controlă de privacy, n ai să. <laughs> ai, e, și acolo ar trebui să fie și măgăria asta cu. Uh, eu nu mai am că am zburat-o. Vedeți și gestionați datele din contul Google. Agenda, da, eu... gmail, activitatea dumneavoastră. Aha. Exact. Ia -te, și. Ia verificați da, da, dragii da. oameni buni. Ia uite. Exact. Și aici o să vezi, inclusiv, de exemplu, poți să vezi în hărți în MAPS. Îți arată maps-ul pe unde te ai primat. Știe și care. Literalmente îți arată peste tot pe unde ai fost. Uh, este obligat să ofere chestia asta, dar nu vorbesc, nu vorbește Google foarte mult despre chestia asta pentru că nu prea le place să <laughs> vorbesc, să zic așa. Uh, așa. Bun, și mai avem o zonă. Deci aici intrați ah, mai account.google.com/dashboard, da? Da. Uite da, ce da. întreabă Alexandru, se pot șterge aceste date? Bineînțeles Bineînțeles, Bineînțeles. Okay. Bineînțeles nu bine, nu știm cât de mult te lasă Google să șterge absolut tot, îi zic că da Pe de altă parte, Google și-a luat cea mai mare amendă până acum din Uniunea Europeană de 50 de milioane de euro de la autoritatea din Franța Mă rog, mare, nu e chiar mare, mare pentru noi, pentru ei e puțin dar. Uh, Valeriu, da. eroare 404. Tată, tu cred că ai mai e o problemă. Da. <laughs> Vezi, dacă îți dai asta, care mie mi-a intrat, e ok, acum adună datele. Deci o să văd și eu imediat care ești mecherie. deci, pur și simplu, genul ăsta de, de, monitorizare intră în sistem, e sistemică. Da? Și Apple, literalmente, face exact, s-a activat Google Assistant. Da. <laughs> La un moment dat se găsești. Uh, și asta e ciudat că la un moment dat ai să găsești uh, literalmente toate partea asta de uh, assistant da? Și acolo găsești clipurile de voce E, e creepy rău eu când am găsit-o, într-adevăr, m-am speriat că mi-am auzit și copilul vorbind, adică ăla e momentul în care puf, uh, te sperii rău de tot. De ce la se activează la ce sau cum? Adică eu la anumite stort, cuvinte. Păi, când, de exemplu, când zici uh, Hello, Google, nu mai știu cum era, Hai Google sau ceva, s-a activat. S-a activează asta, uh, Siri sau ceva, nu? Sau ce? E, da, e Siriul lui Android, să zic așa. Am da? înțeles. Okay. E un simplu exemplu. Tu nu mai știi ce aplicație pe telefon, pentru că telefonul nu mai e un simplu telefon, de fapt, e o platformă. Da? care are hardware-uri, are software-uri instalate și care se pot activa. Nu ai neapărat un control foarte bun asupra ceea ce poate să pornească și ce nu poate să pornească. Acum, ca să răspund la chestia aia cu canapeaua, s-ar putea să nici nu fie nevoie de, să zic o chestie mai creepy, să vorbești pe telefon, să zici canapea și el să știe. Ci pur și simplu să te gândești la canapea și să vezi reclame cu canapeaua. De ce? Pentru că s-ar putea să vii date așa de multe date. La Google sau Facebook, încât în momentul în care tu te gândești, subconștientul tău să fi generat chestia asta, dar până să-ți fi comunicație subconștientul să conștientizezi tu că vrei o canapea, deja știe Facebook pentru că te citește atât de bine. Doar din comportamentul tău, pentru că adaugă enorm de multe metadate. Să vă mai zic o chestie creepy apropo de Facebook. Ați auzit de facilitatea aia prin care Facebook îți recunoaște, te recunoaște când apare într-o poză postată de altcineva. Deci, când cineva pune o poză cu tine, uh -huh. Facebook știe și te poate notifica. Sună foarte bine. În realitate, asta înseamnă că, indiferent ce poză urci, Facebook face recunoaștere facială pe toate, poze pe toate uh, fețele din acea poză. Și e critică, de exemplu, dacă tu mergi undeva cu. nu cu soția, nu cu soțul, să zic, da, ci cu cineva care clar n-a trebuit să fie acolo, uh, Facebook știe. Uh, știe și dacă ai telefon oprit și ți-ai oprit tot tot, 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 tot ce înseamnă digital, faptul că altcineva trage o poză, să zicem, într-o piață. Da, piața e acolo, uh -huh, uh -huh. știe. Da. Atât de cripie. Uh, și astea sunt, nu SF-uri, astea funcționează să-i uh, facilități comunicate și vândute, în ghilimele, și de Facebook și de Google. Ca super facilități, adoptațiile sunt super ok, dar lumea nu realizează cât de intruzive sunt. Și întrebarea, unde ajung datele? cât timp păstrăm aceste date? Ce se întâmplă? de fapt asta vine GDPR să facă, să dea puțin control înapoi Pentru că tu ai dreptul să întrebi, să întrebi operatorul În primul rând, cine ești tu? Cine ești tu ăsta care prelucrezi datele? Ce date îmi prelucrezi? Că aici o să trebuie să-i răsă doară să da, că se foarte mult. ori să să termină bateria la, la asta, la microfon. Nu, 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 nu. Nu? Ah, nu, 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 să nu. Să Cred că internetul ne S-a da? okay, okay. prins, da, s-a stream iar ne doare. Da? Nu, nu, când, când, te miști, da. nu se întâmplă. Deci cred că a, e de la, a, de la ceva. Gata, gata okay. o țin, Da, 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 o țin okay. mai bine. Uh -huh. uh, s ar put, uh, de asemenea, partea asta, uh, ai dreptul să întrebi ce date prelucrezi, în ce temei legal, de ce le prelucrezi, uh, cui le mai dai și de ce, cât timp le ții. Și bineînțeles trebuie să-mi spui și mie ca utilizator ce drepturi am. E, chestiile astea puțin organizațiile fac și din păcate GDPR până acum au fost amendate în special firmele mici Pe toată Europa, nu doar în România, pe toată Europa Google cu amenda de 50 de milioane care pare mare de fapt a fost o... Mm, așa, și așa. Erau să ia amenda, adică cei din Anglia au anunțat că vor să dea amenzi mari lui Marriott, grupului Marriott și British Airways de sute de milioane de euro, dar acum cui mai dai că nici unul nici altul nu prea e într stare prea bună. E că dai amenda și o iei de la cine. E, și în rest, e destul de în ghilimele relaxare pe zona asta. E, dar pe firmele mici doare rău de tot. Acolo au intrat foarte tare autoritățile astea și au dat amenzi cu nemiluită. Și astăzi autoritatea în România a comunicat două amenzi. Deci, ești foarte activ. Da. Iată, asta cu amprenta, Poate fi stocată undeva? Ne întreabă la urenciu Nu. Uh, amprenta este dată biometrică și chestia asta se poate verifica că e așa cum zic eu. Asta se stochează doar pe telefon. Adică doar într-un microchip special al telefonului sau, de exemplu, pe computer, că și laptopurile au, de exemplu, amprentare cu telefonul, uh, uh, autentificare cu amprentă și recunoaștere facială. Asta se stochează pe un microchip special în cadrul dispozitivului și nu ies din dispozitiv, pentru că Chestiile astea sunt auditate, că astea se detectează foarte ușor. Da? Deci nu, în nu este stocată e dată biometrică și rămâne pe dispozitiv. Da, bună întrebare. Da, da. Bun, mai avem aici o grămadă de, de chestiuni interesante și, și recomandări. Uite. Și zice dacă Facebook ne citește gândurile, ar fi cel mai bun guvern. Ne-ar da ceea ce dorim majoritatea instantaneu. Vă vedeți că nu e așa. Le dă altora ce vor ei despre noi instantaneu. Asta e problema. Da, uh, hai să pun o întrebare și mai nasolă. De unde știi că nu-ți dă exact ceea ce vrei tu? Că s-ar trebui tu să nu știi ceea ce vrei, dar subconștientul tău să știe. Și îți dă, cum să nu, ți dă exact conținutul pe care tu îl vrei. Da, îți dă manele, înseamnă că aia vrea subconștientul tău, manele îți dă conținut cu 5G, înseamnă că aia cere sub în tău conținut de 5G. Îți dă chestii mai sofisticate, înseamnă că aia ceri. Deci, da, Facebook, dragul de el, îți dă fix ce vrei. Da. Deci, de asta, dacă vorbesc despre ceva produs la telefon, mi-apare în ziua următoare la reclame. Da. De asta e. Posibil. De-aia și poți să vorbești seara, să te sun cu soția sau așa și te gândești, bo ce reclame aș vrea mâine să văd când navighez iahturi. Hai, nevastă, să avem o discuție despre iahturi în această seară, un minut, și apoi mâine să vezi iahturi ce vedem. sau Da, da, este. Eu, eu câteodată fac chestia asta, intru pe niște site-uri și caut, nu știu, tot felul de uh, design-uri de astea, de case, de tot felul de nebunii, ca să mă distrez cu ce mi-apare. Da. Uh, nu e prea târziu să încercăm să ne protejăm datele, având în vedere că dacă vrei să accesezi diferite site-uri, trebuie să le dai acordul. Uh, nu. Mm. Și hai să zic de ce? Pentru că datele, tot timpul contează să fie uh, fresh, să fie, uh, cum zic la zi, în dar uh, ai metodă de protecție, adică nu trebuie să-ți dai acceptul să vezi conținutul. La site-urile care trebuie să -ți dai acceptul să vezi conținutul, uh, acolo este o problemă. Pentru că tu poți zici nu vreau să dau acceptul, dar trebuie să poți să vezi conținutul, că dacă nu poți, acel consimțământ nu se consideră legitim și poți depui o plângere la autoritate. Eu oricum folosesc, de exemplu, una metodă de protecție, sunt niște softuri care blochează trecărele, atenție, nu reclamele, trecărele. Pe, uh, și pe Chrome și pe Edge și Iar pe telefon folosesc un browser special, îl recomand din tot sufletul, se numește Brave b -R -A -V -E. Este făcut de niște oameni obsedați de protecția datelor și de lupta împotriva uh, măgărilor de făcute de cei cu ad tech ca așa se numește industria asta, ad tech e, Și chestia asta vezi în momentul acela cam toate trecărele pe care încearcă ăștia să ți le vâre pe gât și o tonă de trecere, Adică la e momentul în care îți dai seama cât de tare vor ăștia să te urmărească pe ceea ce faci. E, și asta blochează. Deci, zim, zi, deci trebuie să căutăm. Asta e o aplicație, da? Da, da. E un browser. b a v -E. Da. Un browser. Un browser? Da, browser de telefon mobil. Aha, ok. Brave, BR uh -huh. Și asta e făcut de un uh, în echipa lor sunt foarte multe mulți oameni obsedați de privacy, printre care este și un tip cu doctorat uh, Johnny Ryan, și care are e, un, e, el e unul dintre nebunii care literalmente a făcut plângere împotriva uh, tot ceea ce înseamnă Google, AdTech, Facebook, s-a dus la conferință, a arătat exact cum funcționează modelul și cât de mizerabil, ca să zic așa, sunt unii din ei. Bineînțeles că lumea nu înțelege și nu e atentă. Ca asta este o altă problemă. Lumea nu conștientizează. E, e jurată și analfabetismul funcțional devine, dar de vină. Dar e și chestia că nu vrei neapărat să crezi ceea ce vezi. Și o să-ți dau cel mai mult exemplu. Mai ții minte scandalul Cambridge Analytica din 2000? Da, da. da. Din 2016, dacă căutați pe net, este o filmare a președintelui Cambridge Analytica la o conferință de Big Data, unde prezintă exact cum funcționează Cambridge Analytica, spunând în clar că avem 45.000 de data pointuri pentru fiecare persoană din Statele Unite și nu s-a sesizat nimeni. Din 2016 filmarea este publică pe internet cu multe view-uri. Eu foloseam în cursurile mele înainte să apară chestia scandală cu Cambridge Analytica și de aia când am văzut scandalul am zis, bă, ce asta? Pentru că, nu, literalmente, nu înțelegeam, stai puțin că era la vedere. Da? E ca și cum ăștia cu corupție ar fi luat niște mega șpăși la vedere, și, domnule, și după un an, bă, dar știi că e o luat șpagă? pagă. Păi, da, toată lumea știe. Adică, da, dar nu am conștientizat până acum. <sus> da. Exact ca asta cu vloggerul ăla, cu 850.000 de urmăritori, a zis acum nu știu câți ani, nu știu ce. Un și an. an. Un, 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 un an. Atenție că acolo mințit. Un an, da. Un an, un an. Da, dar iată, nu e nicio instituție, pe fază nu e absolut nimeni dintre urmăritori. După un an se află accidental, că am vorbit și noi aici la emisiune, da. acum vreo două săptămâni, până să iasă tot, tot scandalul și iată, incredibil. Da, dacă ai recunoaștere facială doar pe telefon, poate fi stocată? E stocată doar pe telefon, în teorie. Practic nu s-a demonstrat niciodată că pleacă de pe telefon. Ea rămâne pe telefon. Ok, întrebă cineva cum ajungem la Brave ăsta, zice, vedeți, bă, că, a, bă, da, vedeți Bogdan Todireanu, vedeți că Brave a că am dat o bară cu niște măgări cu linkuri afiliate din care ei făceau profit. Da, au adresat în chestia asta, au zis ce se întâmplă, au făcut acolo o greșeală, tu dacă vrei folosești acel link afiliat, ei zic că dintr-o greșeală de programare îți vrea acel link afiliat când tu vizitai niște site-uri astfel încât ei s-au automat niște bani Au oprit-o da, se putem să discutăm și de moralitatea lor. Însă eu îl folosesc, eu nu intru oricum, nu, nu bag bani în el, nu bag alte treburi, nu mă ocup cu afilieri și atunci, practic, pentru mine își face treaba în zona asta și deci nu mă afectat deloc. Ii, să nu da. Tu îl folosești ca să navighezi cu el, da, 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 și filtrează, adică îți prinde o tonă de, de, conținut. Ideea că, de exemplu, dacă tu vrei să cumpere anumite chestii, poți să-ți niște linkuri de afiliere. Link-uri de afiliere, de fapt, pe tine nu te afectează, pur și simplu de două ori niște bani. Da, nu e ok să faci niște afiliere automate. apropo, mulți care au e-commerce în România habar n-au ce coduri de afiliere false au un site Dar sunt, da, a fost într-adevăr pozit că este o măgărie, dar nu intră și nu afectează cu nimic confidențialitatea datelor. Mm -hmm. Ok, eu l-am descărcat, o să-l folosesc, o să spun mm -hmm. uh, uh, cum merge treaba și da, e foarte important. Spune-ne așa, uh, uh, nu mm -hmm. știu, trei lucruri sau cinci lucruri sau câte vrei tu, că e chestia asta, trei, cinci, da. 7, zece, așa, uh, pe care ar trebui să le facă oamenii începând de astăzi, pentru o mai bună protecție a datelor împotriva tuturor acestor corporații perverse? Băi, nici măcar nu o să intru să detaliesc chestia asta corporații perverse. Chestii pe care în viața de zi cu zi le poți face. Numărul 1 nu, -ți nu mai da datele oricui. Fac la cursul, de exemplu, un test. Le dau oamenilor o hârtie și îmi pun numele meu și un cod care seamănă cu CNP. Bă, și la sfârșit toți să trec numele și CNP-ul Și le-au hârtia înapoi și întreb ce e asta Păi ne-a zis să ne treceți numele Nu? Nu v-am zis, v-am dat o hârtie Vi l-ați trecut de bună voie Nu mai fiți oi Adică când vine cineva la voi și zice nume, prenume și CNP Poftim? CNP-ul de ce? Ce este CNP-ul? Este cod numeric personal și este un cod național Este număr de identificare națională Numărul de identificare națională identifici sexul, ziua de naștere și identifici inclusiv locația nașterii acelei persoane sunt date extrem de confidențiale. Nu trebuie să le dai oricui. CNP-ul se dă de obicei în relația cu statul și în uh, relația cu legi. Adică o firmă îți poate cere CNP-ul doar dacă are un cadru legal. Da? să facă chestia asta. În rest, nu prea poate să ți-l ceară. Adică da, când se întocmește dosarul de muncă, trebuie să ai acolo chestiile astea, dar în rest, ce știu, da, uite, vreau să fac o rezervare la terasă, CNP-ul dumneavoastră. Nu există așa ceva, da? Deci nu vă mai dați datele chiar oricui chiar atât de ușor, pentru că se pot întâmpla niște fraude înfiorătoare avem un client în zona, de, în zona financiar bancară unde sunt niște fraude fantastice cu buletine furate Că se dau credite cu buletinul, gen arăți buletinul și primești bani în trei ore Și sunt oameni care, de exemplu, au zis la unul, jur, a furat un buletin sau avea un buletin furat și s-a machiat cala ca din buletin și ne-am dat seama că avea o cameră performantă și am dat zoom și s-a văzut machiajul. Deci e incredibil. Avea mustață falsă, barbă falsă, ci deci era incredibil. Dar am dat am dat cazul la televizor. Apoi ăla e unul până pân așa și uh -huh. astăzi avem ceva cu el. Ăla și-a pus Robert De Niro pe telefon. Deci da. ăla s-a dus cu, cu un buletin, era Robert De Niro scris legat și la măsa scria Madonna la nume și ei au dat da. credit, adică despre ce vorbim. Da. da. da, 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 da. Deci se întâmplă foarte multe fraude. Nu vă mai dați datelor cu asta, este prima chestie. Doi, nu mai intrați pe toate site și, în general, când vedeți o ofertă pe internet care arată prea bine ca să fie adevărată, vă zic că e prea bine ca să fie adevărată. Adică, la primul dublu pe care l-ai, verifică. Degeaba sunt toate mecanismele astea de protecție avansată și pe laptopuri și pe telefoane Că dacă tu viberback berbec și îți bagi acolo date și dai cu totul, da, o să se întâmple niște chestii nasoale Îți se fură datele, îți apar credite și până că Știi cum e? Un credit ăsta se raportează la birou de credit și nu e așa ușor să ștergi datele din birou de credit Că trebuie verificare, e cu ANAF, e, e nasol, da? e cu Banca Națională, e cu fraude, da, cu politie, da e nasol. cu poliție Asta cu băncile, că banca vrea CNP-ul mereu Banca are lege, are normele BNR în spate care îi permit să facă chestia asta Ce nu face banca este că nu te informează în detaliu Da, ne cere norma BNR să vă luăm CNP-ul Atenție, nici ăla nu poate fi luat gen la telefon sau pe asta, ci trebuie luat într-un cadru sigur, gen pe o de aia când depui niște bani într-un cont la bancă sau oricum într-un mod securizat, adică nu dați datele așa aiurea. Deci ei au legi, au norme, acolo există o altă lege care are Conrează niște conflicte cu GDPR-ul denumită amele anti-money laundering Pentru că banca trebuie să cerceteze orice fel de piață De asta au blocat multe conturi Revolut, de exemplu, că au detectat plăți suspecte Și până cercetează obligație legală pentru ei să cerceteze absolut tot Din nou au comunicat prost și, prost și multe bănci din România au închis conturi sau au blocat conturi Pentru că au găsit tranzacții care lor li se părea suspecte când că, că legea mele zice în felul următor, e lorul să nu dea bani la teroriști și la spălători de bani și de, e un fel de este voi poliția Ceea ce are o altă prostie aici păi pentru că banca nu și -a luat e poliție și ING-ul că a tot circulat banii teroriștilor și au luat amendă, 700 de milioane da, sau cât au luat, o grămadă de, de, ah. de bani da, da, da. Și a, asta este partea grea. Și în momentul ăla, da, devin și ei mult mai intruziv în viața ta personală. În general, nu, nu vă dați a, încă o chestie, nu, o recomandare bună. Uh, nu puneți așa multe poze cu copii pe Facebook. Pentru că uh, blogger ca acel blogger care este acuzat de, de măgările pe care le-a făcut, acel vlogger care a fost și săltați și după a eliberat, sunt foarte mulți ca fo nu aveți idee cât de mulți sunt. Uh, Prin meseria pe care o fac eu, găsim mulți nenorociți de și degeaba îi dai în gât că poliția română se mișcă greu, alții se mișcă greu, au fanilor etc. Nu puneți așa multe poze, mai ales copii dezbrăcați sau copii la mare sau alte chestii. În niciun caz. Sunt așa de mulți pedofili și de oameni ticăloși pe internet de nu vă dați seama. Nu puneți, de asemenea, poze cu voi, ok, să puneți, dar nu vă expuneți copiii, pentru că copiii, copiii la o anumită vârstă, odată ce cresc, s-ar putea să sufere foarte mult din treaba asta. Mai ales când se găsesc anumite poze care pot fi folosite împotriva lor. Și au dreptul la intimitate. Există, dincolo de faptul că există niște legi privind intimitatea copiilor, încercați să nu, să nu îi expuneți, pentru că le faceți un rău extraordinar de mare. Nu vă dați acum seama, dar peste câțiva ani de contul o să doară foarte, foarte tare. Uh, și în general aveți grijă, cum spuneam, dacă lucrurile arată prea bine ca să fie adevărate, sunt prea bine ca să fie adevărate, din păcate. Da. Bun, mulțumim foarte mult pentru pentru toate datele și pentru intervenție și uh, poate mai facem astfel de discuții, că văd și eu că oamenii au fost foarte foarte mulțumiți și conștientizăm niște lucruri. Uite, de exemplu, eu asta copiii Bă, da, îmi dau seama, adică am fost un dombit am pus în toate pozițiile, în toate... Deci da, cred că am fost chiar foarte prost la faza asta, dar sper să mă ierte. Le poți terge. Da, da. da, le, le poți. Nu, chiar mă gândesc să o iau așa... Știi cum te ia Facebook de în urmă și zice, ai primit zile bani pentru ce ai zis acum 10 ani, că-i cont în 2008-2009. În mm -hmm. <laughs> da, asta e. Ok, bine, mulțumesc foarte mult. Și eu, mersi. Mulțumesc. Și ținem legătura, da. Mulțumim, a fost Tudor Galoș, consultant protecția datelor și da, băi, uite, ne dăm seama de, de foarte multe lucruri și facem foarte multe lucruri greșit, în principal pentru că nu ne gândim la ele, ii, 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 ce frumosie, ce nu știu ce, ce la la la, e, uite că nu e nu e chiar așa și trebuie să, trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă cu aceste date și trebuie să avem grijă și să punem permanent presiune, asta e, asta e foarte important, să ne strângem în tot felul de asociații, în tot felul, nu știu, sprijiniți, uite, astfel de, în tot felul de inițiative care își propun reglementări mult, mult mai dure în aceste domenii. La fel, băi, îmi cere asta că văd cineva zice aici, băi, ăștia de la Vodafone, de la RCS, de la Orange, de la Telecom, de la nu știu ce cer datele, cer CNP-ul. Uite, da, merge spus, băi, eu mi-am anulez toate abonamentele de mâine, fac abonament la ăla care nu mai vrea atâtea date. Înțeleg, care nu mai vrea toate datele despre mine, ca să știe el uh, uh, absolut tot ce se întâmplă și absolut tot ce fac, și nu mă să de, de fiecare dată, și când mă loghez, și când nu știu ce, să-i dau lui uh, uh, toate datele posibile. Cred că e și asta o, o chestie, la fel cum, uite, e foarte mișto să nu mai vedem toate aceste firme, toți acești uh, uh, idioți care se uită doar la cifre și nu sunt interesați de conținut. Bă, ce conținut are el acolo? Despre ce vorbește el acolo? Vorbește despre cum ar viola minore cu picioare în gură și cu nu știu ce? A, păi dacă vorbește despre asta, hai să nu mai dăm bani. Da? Și dacă au luat bani de la Red Bull și de la nu știu care și de la nu știu care, cum era cazul ăsta, toate care erau pe acolo, băia să nu mai consumăm produsele alea. Și de aici, iată că putem ajunge în niște locuri mai bune obligând aceste Corporații să nu mai vadă în modul în care își fac reclamă doar cifre și unități. Da? Și să se uite la conținut, să ia imediat atitudine, să spună, domne, ne scuzați, ne retragem uh, reclamele, că nu știu ce. Adică, vedeți, au fost foarte multe corporații care, uh, și oameni care au cerut retragerea reclamelor de la Antena 3, că nu știu ce e ce antena 3, mamă, ce scandal a fost atunci, dar acum n-am auzit pe nimeni, nu Bă, nimeni, abia după un an când a aflat cineva, au început să se sesizeze oamenii, presa, ONG-urile și așa mai departe împotriva acestui pochiment. Dar până atunci n-a avut nimeni nicio problemă. Bă, bani, la la la. Am primit astăzi o chestie, ăsta era ofertat de agenții. Bă, nimeni n-a vorbit despre agenții. Agențiile de publicitate din România care îl vindeau pe băiatul ăsta pe vloggerul ăsta, îl vindeau foarte ok, era propus acolo, vrei să vă citesc? Hai că vă citesc, mă, vă gura voastră de uh, mizerabil, cum, cum le ați la ăia, mizerabililor ce suntem. Uh, vă citesc, uite, mi-a trimis aici cineva, zice, băi, Dragoș, ia fi atent. Uh, Imediat vă zic, ia să vedem, ia, agenția True, da? The Real You. Și zice Colo E prezentare Cu poza lui Nu pot să vă arăt Că să vede cine mi-a trimis Colo Gaming înțeleg? E prezentare Făcută acum de... Colo Este pasionat de gaming Și își impresionează fanii Cu fiecare videoclip postat Prin skillurile sale Cele mai populare subiecte Includ Minecraft GTA CSGO ce e asta mă? CSGO Counter Strike Aha Așa, dar sunt foarte apreciate și videos generale, foarte apreciate. Foarte apreciate. Ăla cu picioare în gură la minore să le nu știu ce. Și apoi sunt date cifrele băiatului. 291 de key followers în Insta eu sunt, bă, sunt ăsta, sunt fraier, sunt un, aveam 40.000 de oameni pe Instagram. Ia să dați, mă, ia dați acum toată lumea Instagram. De ce nu dați, mă, acolo follow pe Instagram? Dați acolo la maimuță să se simtă bine. Am pat, doar 40.000 de oameni pe Instagram. Ce se întâmplă? Pe păi avem 500.000 pe Facebook și uh, doar, am doar 40.000 pe Instagram. Nu folosiți Instagram. Eu stau mai mult pe Instagram decât pe Facebook, să știți. Așa. Și are, avea, când era asta făcută, avea 658 de K subscribers pe canalul de YouTube. Și asta este o prezentare făcută de o agenție. Cu poze cu băiatul ăsta în mașină, eu mă men! What the fuck is going on? A? Foarte tare, foarte, foarte tare. Frumos, nu? Adică despre asta e vorba. Băi, agențiile, voi nu. bă agențiile astea, voi vă dați seama. Agențiile astea. Voi vă dați seama că ele n-au absolut nicio responsabilitate? Deci, bă, tu n-ai în fața clientului o responsabilitate că l faci de căcat? Adică tu nu-l urmărești pe la căruia îi dai banii să vezi ce zice acolo? N-ar trebui să faci chestia asta? Mi se pare genial. Și apoi când mă duc eu cu o ofertă, zic, uite domne, facem la televizor, sancționăm derapaje, uite, îi sancționăm pe toți, indiferent de culoarea politică, ne înjură și aia, ne înjură și aia, pentru că ținem la norme, la societate, la democrație, la uh, pluralism, la toate lucrurile și aia zic, uh, știți, nu cu politică. Păi ai mă să vorbim de cum trebuie violate minorile cu picioare în gură. Nu vreți asta, agențiile? E mai mișto? Că nu e politică. Nu mai mișto vorbim despre asta? Mama voastră Vorba lui Dem Ce te-aș bate, ce te-aș bate O știți pe aia? Este extraordinară, da uh, Luăm două întrebări, trei întrebări Caterina Marote, loviți-mă Ah, stați-mă să vă zic ceva Băi, băiatule, deci am primit, am primit niște mesaje azi Of, Doamne Dumnezeule Doamne Dumnezeule de, de la niște... Avem întrebări? Dacă avem întrebări, dați-mi întrebări Nu mai las că povestesc lung, că e mult de citit, de povestit nu mai. Deci bă, primez niște... A, a, aș avea o rugăminte mare Dat fiindcă numărul meu de telefon e peste tot Sunați-mă doar dacă... Uitați-vă în oglindă Și puneți-vă următoarea întrebare Bă, sunt întreg la minte în acest moment? Atunci îl sun pe ăsta să-i zic ce am eu Adică e o chestie importantă eventual nu doar pentru mine, mai privește măcar și alți doi, trei oameni. Deci astăzi am primit un telefon de la o doamnă care mi-a spus, nici mai mult, nici mai puțin, că trebuie să o ajut ca să-și revină psihic să caut pe cineva în Bulgaria sau în Suedia sau în altă țară, e un fost coleg al dânsei care are acum peste 80 de ani, nu știe dacă mai trăiește, dar vrea să-l găsească. Și mă a găsit pe mine. Nu știu cum, că nici nu știi cum să răspunzi, te blochezi. Zici, Doamne, am zis, nu cred că vă pot ajuta. A, deci nu putem. Păi, ce să fac? Să caut? Adică, mi se pare incredibil. Bă, și răspund la toate telefoanele că mă mai am arote în viteză pe aici. Bă, băiatule, dar nu mai răspunde. Și răspund. Știi că unele sunt telefoane extraordinare, de la oameni extraordinari, care au să-ți aducă la cunoștință un caz, o chestie. O... Unii îți scriu ceva, mi-a mai scris unul astăzi mi-a scris ceva acum două săptămâni și a scris în capătul mesajului anonim. Eu nu vreau să discut cu oameni, adică eu îmi protejez sursele, eu să știți că am fost condamnat în instanță pentru că n-am vrut să divulg sursele unei anchete, am fost condamnat în instanță și tot n-am spus, asta am fost întrebat de instanță, de unde, cine este sursa mea din interior care mi-a furnizat aceste informații și n-am vrut să zic. N-am vrut să zic. Am zis, puteți mă trimiteți la pușcărie, puteți să faceți ce vreți. Nu vă zic cine mi-a furnizat informațiile. E, omul ăsta a scris anonim acolo la mesaje, da? Și acum când a bubuit treaba asta, era un om de la Timișoara, era cu spitalul de boli infecțioase. Și era cineva care clar e nemulțumit, ori angajat, ori are pe cineva angajat. Și mi-a zis acum când a ieșit treaba asta că doar unii iau bani, ce am sancționat și noi la emisiune zilele astea cu covid și am sancționat, mi-a zis, avei de două săptămâni, băi, ă, acest subiect și n-ai făcut nimic. Păi stai bă, n-am făcut nimic. Noi nu avem departament de investigații, nu avem redacție, suntem doi puleți aici. Eu, mă rog, unul și maro, eu și marote. Da? Adică, adică un pulete, eu și marote. Da? Deci ăștia suntem aici, nu suntem doi, trei oameni, la scris, la nu știu ce, nu, nu există o redacție să facă investigații. Mergeți la presă cu astea. Eu, mai ales că acel mesaj, culmea l-am citit aici, la Starea Nației Live, dar mai departe n-am ce să fac, mai ales că acolo scria anonim. Adică nu scria eu, Costel, îmi asum și asta e o sugestie pe care vă fac. Vă rog eu frumos, dacă vreți să rezolvăm ceva în țara asta, ieșiți și spuneți cu nume, prenume, asumați-vă da? Sigur că se va găsi și în cazul vostru cât o miliție a cuvintelor, cât un CNA, cât un, câte unul care să zică nu știu ce sau altul. Dar dacă începem să ne asumăm lucruri și luăm poziție față de nedreptăți și de nenorociri cu toții asumat, lucrurile vor începe să se rezolve. Altfel, dacă toată lumea se teme, primesc zeci de telefoane în fiecare zi în care oamenii spun să știți că se întâmplă asta, asta și asta acolo, dar să nu cumva să spuneți că v-am zis eu. Eu înțeleg oamenii se tem, bă, dar dacă ne temem, așa vom trăi cu oameni care vor profita de noi ani buni de aici încolo. Întrebări? -ai... Nu mi-arată. Cred că în perioada asta de libertate, de libertate, e de fapt o iluzie. Tot mai mulți oameni, în special copii, devin dependenți de jocuri video, Instagram, Netflix. Ce părere ai? Bă, știi cum e să zice că Netflix-ul românii l-au terminat deja? Acum îl, îl, îl iau încă o dată. Să uită încă o dată la el. Da, e, e într-adevăr foarte nasol. De pildă, și eu am avut o, o perioadă în care am căzut în. În, în chestia asta până mi-am dat seama Că e o pierdere de timp extraordinară Și după aia am făcut uh, uh, Diferența Că dacă ai termenul de comparație Și dacă zici, bă, șase luni Te ai uitat ca, la seriale ca un cretin Ești o persoană mai bună, un om mai bun Știi mai multe lucruri Nu neapărat replici de filme Sau ce știi te ajută Dacă dai, e ok Dar eu am hotărât că nu Și am zis, dacă eu înlocuiesc fiecare seară la seriale Cu 150 de pagini citite ceea ce fac în fiecare zi de atâta timp, știți cu toții, bă, e mult mai ok. Mă simt mult mai bine, mult mai sigur pe mine, mult mai încrezător în ceea ce știu, iau decizii mult mai bune în legătură cu mine, cu viața mea, cu viața familiei mele, cu, cu felul în care îmi fac meseria și cu felul în care mă raportez la lume. Deci e ok. Și atunci e, e doar o chestiune pe care o are fiecare cu el. Sigur că pentru... Aici și aici vă spun o chestie care, uh, care pe unii o să-i deranjeze, mai ales pe aia care se simt acolo, dar vă spun clar că și eu am fost acolo. Și vă spun, vă spun sincer, sigur că 95% din populație trebuie să fie alcătuită din oameni care rămân imbecili, rămân în acea zonă de prostie și de ignoranță pentru ca ei alți 5% să reușească. Problema e, vrei să fii unul dintre ei sau nu? Așa se pune problema. Tu stai cu tine în oglindă, te uiți în oglindă și zici: "Bă, vreau să fiu în continuare un prost ignorant? Sau vreau, sau vreau să mă apuc să învăț, să mă educ, să învăț uh, uh, cum să uh, nu doar cum să supraviețuiesc, ci cum să-mi fie bine, cum să-mi fac o viață mai bună mie, familiei mele, copiilor mei." Și este asta calea să mă duc la un serviciu de la 9 la 5 și după aia să mă prăbușesc pe canapeaua din sufragerie, să dau drumul la Netflix sau la televizor, să desfac o bere, să am o burtă să mă pup singur pe buric și să mă trezesc a doua zi să fac același lucru? Sau am venit la 5, mă sunt înscris la două cursuri online, citești ceva, uh... Mai rezolv și alte probleme pe acolo prin casă. Seara, din nou, iar citesc, iar mă uit la o, la o conferință, mi aleg niște domenii de interes, mă specializez sau respecializez sau fac o reconversie profesională. Hm? Îmi mai fac un job ca să am putere de negociere, nu un job, îmi dezvolt, cum zicea ăla la da, îmi dezvolt abilități ca să am putere de negociere. Adică toți ne uităm ca proștii, cum era și domnul de mai devreme care știa bine că sunt sărac. Păi ideea e că în, în multe locuri sărăcia nu e o alegere. Este evident, în, în foarte multe locuri, în copleșitor de multe locuri. Da, Eu am avut un noroc fantastic să, să ies din sărăcie și o încăpățânare de asta pe care înțeleg că nu are toată lumea. Să mereu steridiști când primești un pumn în gură și un bocanc în, în cur, și mereu steridiști să, să nu te lași să mergi mai încolo. Ok, nu are toată lumea. Și uh, uh, sărăcia nu e o alegere, dar de multe ori, în foarte multe situații, și cu siguranță mulți dintre oamenii de aici sunt în această situație, poți să iei decizii mai bune pentru tine să găsești resursele, să, mai ales cu internetul. Acum nu mai este nicio scuză că nu învățăm și alte lucruri, că nu ne specializăm. Sunt, v-am spus, milioane de cursuri online, lucruri foarte bune pe care le faci. Atunci ce dobândești? Putere de negociere. Fiind un om mult mai bun, mult mai școlit, învață o limbă străină, învață altceva, du-te, deschideți toate orizonturile. Știți ce face un an de studiu dintr-un om? Îl face senzațional de bun. Senza, un an de studiu. Un an. Gândiți-vă câți ani ați pierdut până acum. Un an de studiu în fiecare zi, știți ce înseamnă să studiezi 3-4 ore ceva, devii al dracului de bun. Eu mă uit la chestia asta cu chitara. Fraților, și un sfert de oră pe zi la ceva te face în timp foarte, foarte bun la chestia aia. Gândiți-vă la, la chestia asta. Și puteți deveni uh, uh, mult mai buni. De ce? Pentru că fii mult mai buni dobândiți putere de negociere și mergeți la angajator, mergeți pe testul și ce bă, eu văd așa lucrurile. Cred că ar trebui să-mi dai mai mulți bani pentru că eu de mâine, cu ceea ce știu, o să-ți aduc ție mai mulți bani. Dar trebuie să ai, să știi, să ai cu ce negociezi. Uite, pot să conduc o echipă, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare, pot să por negocieri, pot să fac contracte, trimite-mă și la vânzări, vreau să mă duc pe teren să fac nu știu ce. Vreau să vopsesc dracu fațada asta a fabricii. Dă mie trei lei să o vopsesc, am învățat să vopsesc bine Adică nu trebuie să fie să ne specializăm Să operăm pe creier toți Nu, inclusiv muși de astea Care sunt mai Simple Samuel Așa, cred că a, Asta am răspuns Am răspuns, asta e părerea mea Am dat un răspuns uh, Andrei Cum crezi că ar trebui modificată legea audiovizualului Pentru a nu mai fi atât de politizată Ma nu e, nu e vorba de asta, nu e vorba de asta. Eu, pe mine ce mă deranjează este că uh, eu, eu n-am -am, -am o problemă și n-aș vrea să am un, un meci cu CNA. oia niște oameni acolo, numiți cum sunt numiți, unii dintre ei au avut unii alte meserii înainte, e normal. O, a, da, asta e o, o chestie unde oamenii își fac treaba cum se pricep ei mai bine. Pe mine mă deranjează că niciuna dintre chestiile semnalate care sunt în dreptul CNA-ului, niciuna. Da, niciuna dintre chestiile semnalate la emisiunea Starea Nației care erau de competența CNA n-au fost luate în discuția CNA. Niciodată. Asta mă deranjează foarte tare. Da? Și faptul că eu primesc niște avertismente, niște averti pe niște lucruri care nu există, care nu sunt derapaje în opinia mea. Da? Pentru că chiar dacă folosesc un limbaj ceva mai dur, asta nu o fac decât pentru a contracara, așa cum se cuvine, acel derapaj. Pentru că eu par prost dacă apar în fața oamenilor să le spun că patronii de la Realitatea Plus au fost obraznici când au făcut sclavie cu proprii angajați. Și lumea zice, băi, ești prost ce ai zis? Au fost obraznici? Du-te, dracu pătralule, nu ne mai uităm la tine. Eu trebuie să fiu în funcție de derapaj să răspund tot acolo. Cum îi răspunzi lui Orban, care vine cu planuri pe 10 ani, cu 65 de miliarde de euro, când îl auzi, îți vine să te dai capul de pereți, și el, mizerabilul, pentru că așa poți să este un, un context potrivit pentru acest termen, mizerabilul, nu a rezolvat problema unui nenorocit de medicament, cum e utiroxul, sau a unor nenorocite de măști. Bă, o cârpă cu elastic. Măștile sunt o cârpă cu elastic Noi de trei luni Nu reușim să producem Astfel încât să le dăm Oamenilor cu dizabilități Oamenilor săraci da? Și oamenilor de la, de la marginea societății Nu reușim Pentru că suntem irresponsabili Și proști și șpăgari nenorociți Ce să folosesc? Sunteți niște băieți foarte nașpa N-ați fost cuminți Bă, suntem cretini au fost, bravo, uite mă arote, au fost niște neserioși? Bă, o să fac o emisiune. În cinstea lui Hergeu de la CNA și în cinstea CNA-ului o să fac o emisiune cu astfel de lucruri. Să zic, domnul Orban a fost un pic cam neserios aici când a zis chestia asta. Mergem, mă? Hai mă să facem una de asta. Facem una de asta și o trimitem direct frumos la CNA. O trimitem la CNA. Au fost un pic cam neserioși. Nu vă e bă, rușine Urât, e urât. Eu îmi asum toate cuvintele spuse la emisiunea ta. Toate. Toate. Chiar dacă, după cum știți, nu aparțin toate în sensul că nu sunt toate ale mele, uh, sunt scriem la emisiunea asta uh, uh, trei oameni, da? Și de multe ori sunt uh, uh, cuvintele altora. Mi le asum 100%. Uh, uh, pentru că eu le spun, da, le trec prin filtrul conștiinței mele, cu unele de acord, cu unele nu. Bă, dar ce ar face ce ne dacă, dacă aș, lăsa textele cum, cum scrie Mihai Radu? A, <laughs> dacă, dacă, dau la, dacă dau la CNA un text de Mihai Radu, fug toți acasă. <laughs> da. Voi nu știți, mă, la ce sunt supus eu aici. <laughs> de fapt, da. Andrei, cum crezi că ar trebui. A, nu, am citit asta. Nu, nu știu. Ar trebui modificată în interesul oamenilor. Din păcate, de multe ori acum, această lege audiovizualului nu funcționează în interesul cetățenilor. Dacă ar funcționa în interesul cetățenilor, CNA ar face lucruri bune pentru oameni. Da? Mai e ceva? Mai luăm una și plecăm, băie, joi, sunt. Da, am înțeles. Uh, mișcarea asta de la CNA va influența decizia ta vis-a-vis -vis de nou sezon din august. Uh, serios, credeți că stau să mă. Nu, nu. Aveam doar așa când aflu lucruri de astea, îmi vine. Eu am reacții fizice. Uh, la fel când văd dimineața audiențele, bă, când știi cât muncești la o emisiune de asta, când știi cât muncești și vezi că în unele zile ești, ai fost prost. Pur și simplu, n-ai reușit să-i miști pe oameni, să-i ții acolo cu tine N-ai reușit asta și noi așa suntem măsurați Eu de șapte ani văd audiențele de dimineață Pentru că fix în funcție de ele suntem plătiți Și știți ceva? Avem zile când ăștia 15 pe inși care lucrăm la starea nației Încasăm pe o emisiune 3-400 de euro pe, pe o emisiune da Și avem zile când încasăm 3-4 mii dar depinde și noi stăm cu chestia asta deasupra capului în fiecare zi și eu am de asta spun că nu mai rezist mult să fac chestia asta pentru că așteptând în fiecare dimineață audiențele să văd dacă noi am muncit ieri degeaba sau nu am reacții trebuind să și plătesc atâția oameni am reacții fizice nasoale și acum când am aflat asta cu CNA-ul chiar înainte să intru că am dat și un punct de vedere la, la pagina de media mi-a dat Petrișor Aveam un gust de fiere în gură, știi, A atât, atât, mi-a reușit Nea să-mi dea un gust de fiere în gură. Nu e, mi-a trecut, mi-a trecut, m-am liniștit împreună cu voi, n-am o problemă, nu e, nu e o chestie, dar pe moment te deranjează, te enervează, te irită, te, te descurajează. Dar după aia ați răvi, după aia ați revit și nu în niciun caz o astfel de decizie cu privire la sezonul următor sau la viitoarele sezoane nu va fi influențată de ce a decis miliția cuvintelor de la CNA Mai ales că, haideți să fim serioși la, la ce cuvinte sunt astea. Adică, mie mi se pare genial când zici vomă de om. De ce? De ce când, eu nu înțeleg asta. De ce? Dacă zici vomă de om, ce înseamnă? Un om o scârbă de om. Dacă știam că e o scârbă, că e aceeași chestie, nu? E e o metaforă. Bă, o, un om ca o vomă, o vomă de om. E, a? Adică da. Uh, Cristian Călin. Dar nu o metaforă în sensul că chestia aia cu această emisiune este un, plan, un pamflet, nu. Știți că noi n-am scris niciodată și nici n-am vrut să se scrie așa ceva. Cu această emisiune este, nu frate. Această emisiune este o emisiune în care uh, cel care scoate cuvintele pe gură și asumă responsabilitatea pentru fiecare virgulă. Ca să ne înțelegem. De la început a fost așa. Cristian Călin. Are de gând și prima TV să emită HD? Da, bă! Chiar astăzi am vorbit uh, cu oamenii care uh, uh, urmează să fac acolo schimbările, dacă toate actele se încheie conform înțelegerilor și este pregătită toată, toată treaba. Urmează să fie implementată, sigur, sezonul următor de starea nației. Dacă noi vom rămâne aici și dacă lucrurile vor merge în continuare așa, sigur, sezonul următor de starea nației la Prima TV va fi HD. Ultra, 4K, habar n -am. Da, o să fie, da, da, o să fie. Chiar astăzi am vorbit despre asta pentru că am făcut și noi câteva, câteva sugestii cu privire la lucrurile care ar trebui schimbate din prima zi, indiferent ce o să urmeze, da? Băi, nu uitați, duminică, duminică avem o, o, emisiune, o emisiune bună, Mihai. Hai că aveți 150 de chei de abonați pe YouTube La anul probabil săriți de 300 Curând îl prins pe acolo, da, 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 da. Da, Da, mie ideea că am început să, cu zona asta de online să și aducem veniturile care să ne permită să susținem salariile și să facem în continuare acest produs la calitatea respectivă, e vorba de starea nației, pe mine mă bucură nespus și cred că asta trebuie să ne facă să mergem înainte și acolo să ajungem. La momentul în care noi livrăm această marfă, oamenii o cumpără fiecare pentru el și uh, susținem chestia asta. Mulțumim Cristina pentru, uh, pentru donație. Și atunci, uh, a, apropo, Caterina, a ajuns laptopul la uh, Răducu, știu că l-am trimis. Da, azi a plecat, mâine ajunge. OK, vă mulțumim. Vă mulțumim și poate vorbim și cu el 30 de secunde sau îl îl arătăm oamenilor la ceasul bun marți ca să știe uh, ce au făcut. Uh, și încă o dată le mulțumim și uh, prietenilor și partenerilor noștri de la uh, server config care de fiecare dată când apar astfel de probleme și au ajutat multe cazuri la la, la ceasul bun Și nici ei, nici lor nu le merge bine Drept pentru care noi aveam nevoie De un laptop acum pentru cafeneaua nației De la Ploiești Pe care sperăm să o deschidem la sfârșitul lunii Și am cumpărat de la ei Și uite, vă, vă, vă sfătuiesc să faceți asta Cu toate activitățile voastre Să vă faceți Parteneri peste tot Și să le consumați produsele da? să le consumați produsele mereu. Aveam, mi-a povestit un tip din Germania o chestie extraordinară. Un prieten al meu, român, a mers în Germania și la un prieten al lui. Și ăsta i-a zis, e marți, la un moment dat stăteau cu o bere la ăla în casă. Și ce e marți, ia-ți geaca pe tine și haide să mergem. Ăsta și ia geaca pe el, unde dracu mergem? Și coboară, merg, prez de două blocuri și intră într-un bar. În bar, toată lumea, asta era o chestie, dacă vreo, nu știu, 10 ani, dacă nu mai bine, cu fum de țigară, cu ăsta era, ce ai, mă stăteam la cărmălaie, cu muzică, cu ce ai mă stăteam la tine, vorbeam despre tinerețe, nu ne-am văzut de mult mai adus. Și nu, 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 eu vin aici în fiecare marți și beau, ca domnul Orban, două beri și un schian da? Pentru că dacă nu vin, în fiecare săptămână și nu vin nici ceilalți, următorul bar e la 17 blocuri. Și eu n-am chef să se închidă ăsta. Deci, ideea e despre asta, despre a rămâne uh, uh, atașați și de a cumpăra produsele uh, unor firme care uh, merită treaba asta, pe care le vedeți implicate. Adică, să vă și să ziceți, bă, vreau să cumpăr un nu știu ce. Ia spuneți-mi și mie, cum vă implicați voi în viața comunității? Pentru că despre asta ar trebui bă, să fie vorba. Bă, cum vă implică? Ce ați făcut voi în ultimul an? Ce bani ați dat și unde? Ce oameni ați ajutat în ultimul an? Că aș vrea să-mi cumpăr nu știu ce. Și dacă ăia zic, du te dracu, vrei să cumperi bine? Nu, nu. Zici, bine mă, mă duc în altă parte și iau. Că despre asta ar trebui să fie vorba. Și nu e vorba doar de prostia aia, de CSR, că au făcut 0,8% din profitul pe anul ăsta. Nu, tăticu. Vreau să știu exact ce ați făcut. E, uite, băieții ăștia, de la server config care au uh, 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 scule de astea refurbiști și laptopul ăsta la care vorbesc eu acum, este de la ei de asta, refurbiști. L-am de mai bine de un an, nu are absolut niciun fel de problemă, este extraordinar. Uh, da, și. Uh, ei ajută, au ajutat o grămadă de cazuri și la ceasul bun și la ne-au ce mai aveți nevoie, ne-au dat și nouă pe aici, s-au implicat în foarte multe cazuri. Ei, eu când am nevoie să cumpăr ceva sau aud un prieten că vrea să cumpere ceva, bineînțeles că îi zic, bă, du-te la aia, vezi dacă găsești. Că dacă găsești, ăia din profitul lor dau ceva bă, și la alții care nu au. Că despre asta este vorba, despre cum funcționăm cu toții împreună într-o comunitate. Asta mi se pare foarte interesant. Nu s-a vrut a fi, nici nu ăsta asta, Radu, Că nu s-a vrut a fi un moment publicitar, dar v-am dat uh, acest exemplu că uh, a, a venit vorba, da? Uh, un tur. Uite, când ne faci un tur de studio, Cristian. Bă, tur, turul e, e chestia asta. Acum, stai să treacă un pic, să, să ducă cu totul nenorocirea asta cu virusul, dar la noi a fost tot timpul deschis. Adică, mai ales acum că suntem eu și Marote aici, suntem bucuroși să mai vedem oameni la față, că suntem crescuți ca într-o scorbură, amândoi, știți, stăm. gala está um beco Pântuneric, stăm aici în beci pântuneric și construim emoții puternice da? Deci aici e deschis mereu, se poate veni Am făcut aici după această perdea în, în studio un loc Pentru că am mutat regia în partea asta Un loc unde se poate sta ok la o masă, la, la cafea E o mică de asta cafenea Unde oamenii pot sta să se uite la emisiune Și o să facem treaba asta Vă promit, cine vrea să vină o să organizăm chestia asta Veniți la 15.30, vedeți exact cum se, cum se trage emisiunea fără niciun fel de problemă, mai ales că ar fi mișto să încercăm și noi aia, cu râsul din public cu toate chestiile astea, dar dar puteți veni, dar mai stați un pic să treacă toată uh, nebunia asta. Să fac un tur video? Da, putem să facem un tur video, să arătăm pe aici cum e totul ca după război și noi stăm doi înși în, în toată hardugheia asta că ne tot căutăm. Băi, dacă aveți uh, astfel de informații, oameni care uh, nu știu, au ceva, o clădire de asta mică, o hală de asta mică, într-o poziție bună, ori pe DN1 Paci, ori Bănea sau Autopeni, ori spre mine la ploiește acolo. Noi suntem interesați, căutăm că ne-ar trebui un loc mai micuț, dar care să aibă un acces ok, să poată lumea să vină, să vină la noi, să aibă o înălțime de minim 5 metri jumate, 6 metri, dar, da ne căutăm, că e, e E chiria destul de mare aici, și iarna e frig, și ne, ni se răhățesc porumbei în cap în fiecare zi. Ăsta e plin de puriș, mă arote, și a mutat birou azi. Că e plin de puriș de, de la Porumbei, nu știu ce a făcut e, ce s-a întâmplat la el acolo, dar s-a mutat aici, în regie, cu tot, cu chiloți, cu pantaloni, cu toate alea, pentru că acolo unde avea el biroul e, e, e nenorocire, da. Uh, ma, da. Uh, Bine. Băi, vă mulțumim și vă mulțumim pentru că vă activați statutul de, de membri pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial. Duminică avem Starea Nației uh, Special, uh, o emisiune despre ce a mai rămas din turismul românesc sau ce ne încăpățânăm noi să numim turism în această chestie pe care ne încăpățânăm să o numim uh, uh, țară. Uh, fiți buni, învățați, învățați! Asta e cel mai important, învățăm împreună, învățați și voi pe cont propriu. Băi, dacă vreți o lectură fabuloasă în weekend, deci fără să vă dau uh, cărți de astea uh, gen humankind sau așa, dacă vreți o lectură uh, uh, fantastică în acest weekend, eu sunt aproape de final, am, am pierdut uh, două bucăți de, uh, de noapte uh, cu această carte, care este absolut fantastică. Mă, unde ești, mă? Uh... Da, uh, Frederick Bachman, Noi contra voastră, da, foarte frumos, apropo de asta cu viol, cu minore și cu nu știu ce, uh, citiți această carte, stilul este extraordinar și îi mulțumesc celui care mi-a recomandat cartea, vedeți, e o recomandare de la voi, n fi știut de carte, n-aș fi citit-o, e o recomandare de la voi și vă mulțumesc, iar eu mă pregătesc în acest weekend ca să știți și despre ce vorbim duminică, la Starea Nației Live de la ora 12 avem Vocea Nației podcastul nostru iar eu mă pregătesc să citesc mâine toată ziua și sâmbătă toată ziua Elinor Ostrom despre care v-am spus Governing the Commons da, despre cooperative și toate lucrurile astea mai am o chestie mișto să vedem dacă e ok Bruce Hood tot o recomandare de la unul dintre telespectatori The Domesticated Brain Uh, mai am ceva, uh, a, asta am început-o, mm, asta cu curajul de a, fi, de a nu fi plăcut. Uh, știu că e tradusă și la noi, în engleză este The Courage to Not Be Disliked. Uh, și uh, pe. Uh, tot pe Kindle, uh, unele dintre ele să știți că le găsiți în variante uh, PDF și sunt, uh, sunt ok. Uh, și tot aici pe, uh, pe Kindle am luat acum. Uh, asta am citit-o, Democracy at Work, vă recomand această carte a lui Richard Wolf. Vi recomand pe Richard Wolf pe uh, uh, YouTube cu ale lui conferințe care sunt fabuloase Și luați-l și, uh, și citiți-l, savurați-l uh, V-am vorbit despre Humankind uh, Am două cărți despre post adevăr, dar astea sunt cu nebuniile mele cu ce fac eu cu presa și cu post adevăr și mai am una network uh, propaganda, dar cred că sunt suficiente pentru acest weekend, nu? Uh, Bine, păi să ne vedem sănătoși duminică dimineața la 12 ne bem cafea împreună și vă mulțumim că vă comandați cea mai bună cafea proaspăt prăjită de pe starea nației.ro, magazinul nostru de pe starea nației.ro, găsiți acolo și alte lucruri uh, și apoi la ora 22 cu starea nației special emisiune în care vorbim despre turism la revedere, v-am pupat, weekend plăcut, nu uitați să fiți buni!